Așa cum v-am spus și la telefon. Da. Aici, în creierul munților, nici dracul nu ne știe. Da, așa este. Aer curat, liniște. Dar ce frumos amplasament ați ales aici. Nu l-am ales eu. Pe mine m-au pus director după ce a fost totul gata. Da, frumos. Clinică americană de refacere, nu? Americană cu numele. Capitalul e arab, administratorii sunt evrei. Bravo, frumos. Și funcționați cu toate motoarele? Deocamdată avem doar 2 pacienți. Păi și cum țineți tot personalul ăsta de aici pentru 2 pacienți? Cu dumneata o să fiți 3. Da, lucrăm cu personal minimal. O doctoriță psihiatră pe care am luat-o de la șomaj. Ce mai avem și pe Madame Angelica. Da, Madame Angelica, care e bucătăreasă, femeie de serviciu, fizioterapeut, kinestezist, fochist, contabil și paznic de noapte. Păi și cum o plătiți? O plătim ca paznic de noapte. Noi suntem contra cumului de funcție. Foarte bine, foarte bine. Dar câte posturi vacante sunt? Păi toate sunt vacante. În afară de al meu, bineînțeles. Chiar și Madame Angelica e angajată de probă, colaborator extern. Ca să nu mai plătim impozite inutile. Da, doctorița, ca asta mă gândesc. Doctorița are o situație specială, da. A câștigat o bursă de specializare în Spania, condiționată de prezentarea unei lucrări despre demența senilă. Noi îi oferim posibilitatea să-și pregătească această lucrare, casă și masă pe deasupra. Recuperați orice? Banii de la FNI, nu. Și nici creditele pe care le-am dat eu? Nici. Avem și noi limitele noastre. În rest, orice. Avem aparatură de ultima generație. Second hand din Elveția. Uite, de exemplu, faxul ăsta. Nu a mers niciodată. E mort de când s-a născut. Ce să... A? Ce? Ce? Auzi, cine-i tipul că îmi pare cunoscut? Ce? La statuie vă referiți? Da, da, la statuie, da. Ăsta e bătrânul Freud. Bătrânul Freud. Dar să ține bine. Da, are soclu solid. Ciudat. O clipă mi s-a părut că se mișcă. Nu ești primul care îmi spune asta. Da, dar pe ăștia 2 pacienți de care îmi spuneai, cum i-ați găsit? Ia uite aici. Unul e actor la pensie, da. Ni l-a trimis fundația pentru ajutorarea actorilor care nu l-au jucat pe Hamlet din cauza fizicului. Există fundații care se ocupă cu așa ceva? Nu. De fapt, se ocupă cu importul mașinilor la mâna a doua fără taxe. Da. Săracii, au avut un control acum o lună. O anonimă nenorocită, ca de obicei. Da, ca de obicei. Așa că au trebuit să găsească urgent un actor pe care să-l trimită la clinică să-și justifice obiectul de activitate. Bine, cum trece controlul, cum îi dau un șut în fund? Asta e. Dar pe noi ne aranjează, da? Din banii încasați pe el și pe celălalt pacient, ne plătim apa, lumina, gazul și mai folosim și la rodarea inventarului. Păi cum așa? Cum îi folosiți la rodarea inventarului? Îi culcăm în fiecare noapte în altă cameră și le dăm să mănânce zilnic din altă farfurie. Auzi, dar celălalt, celălalt de care mi-ai spus, tot de la o fundație? Stai, ce? Mi s-a părut că mișcă ceva. Ăștia mai trag cu urechea. Ăsta, nu. Celălalt este de la un ONG. Organizația non-guvernamentală Sinucigașii Anonimi. Ăștia militează pentru dreptul la sinucidere. Da? Și se intră ușor în organizația asta? Da. Dacă ai 2 sinucide ratate la activ, da. Au un statut sever. Uite, de pildă, la prima încercare de sinucidere reușită, te exclud. Dar ăștia sunt nemiloși. Da, și sunt foarte discreți, ca masonii. Hai să vezi. Ăsta pe care l-au trimis are 7 sinucidere eșuate. 7? 7, domnule. Fanta. A fost boxer. O să recunoști, poartă tot timpul la gât un ștreang pe post de cravată. Păi stai, nu, stai puțin că nu înțeleg. Păi bătăile încasate în ring se pun la tentative de sinucidere? Nu, nici vorbă, nu. În ring a fost campion. A încercat prin alte metode. Director, e gata, bine, am înțeles. Să lăsăm prostiile. Mie, spune-mi, cum să procedez eu ca să mă scoți nebun? Uite, în geanta asta am... Nu. V-am mai spus, nu depinde de mine. Păi cum? Păi doctoriță trebuie să o convingeți. Specialitatea mea
e medicina legală. Eu, în caz de ceva, vă pot ajuta cu autopsie. Sfânească Dumnezeu! De ce asta? Ce asta? Ce se aude? O să vezi. Unii mei prieteni! Bună dimineața! Cum îți mai merge, Guildenstern? Bine, mulțumesc, mulțumesc, bine. Rosencrantz. Da, mă rog. Ce mai faceți voi, dragii mei băieți? Nu, nu, să știți că mă confundați. Numele meu este Săndoi, Crinu Săndoi. Am trăit să apuc această veste din Engliterra. Rosencrantz e mort, l-a răpus Săndoi. Ce nume e ăsta, că nu pare danez? E oltenesc. Păi, director, ăsta își bate joc de mine? Vai, vă rog să mă iertați, domnule președinte. Credeam că l-ați recunoscut pe marele nostru actor, Raul Dragobete. Poți să-mi spui simplu, maestre Raul, nu pun la inimă, sunt un actor popular. M-ai recunoscut, hoțule, nu-i așa? Nu. În primul rând, nu sunt hoț, sunt bancher. Chestie de nuanță. Ia zi, din Antoniu și Cleopatra? Eu am fost Antoniu. Și eu Cleopatra. Nu te cunosc, domne, nu înțelegi că nu te cunosc? Deci nu ești mare actor. Pentru că eu îi cunosc pe toți mari actori români. Sunt 5 cel mult. Care? Că-i mănânc. Mi-e greu să enumăr pe toți, că în primii 5 intră vreo 20, care sunt de fapt 100. Din primii 1000. Domnilor și domnilor, intră în multiplul nostru campion național. Să-l primim cu aplauze! Ei, ce face campionul nostru în plină formă? Domnule Săndoi, dați-mi voie să vi-l prezint pe multiplul campion național și vicecampion balcanic la Tirana, Narcis Pasăre. La cocoș. E normal dacă îl cheamă pasăre. De ce dai, domnule? Gata, gata, copii, gata. N-ai reflexe. Gata, bine, gata, bine, cu joaca. De ce dai, da, de gata, ce dai? Gata, gata, hai, zi, maestre Raul, zi în câte paturi ai dormit săptămâna asta? În 8, mai am 12 camere și am terminat parterul. Bravo, bravo. Domnule Narcis, cum se desfășoară operațiunea trasulapei? Operațiunea trasulapei se desfășoară bine, dar ca să mă exprim așa, trebuie să mai ieși după ce trage apa. Cu mâncarea pe care o luăm aici. Andrei, cineva să comenteze calitatea mâncării? No. Doamna Angelica, administratorul clinicii. Doamnă pe dracu, mie să-mi zici Madame Angelica. Da. Aia, zi, domne, aia, cum să-mi aia... Angelica, Madama Îngerilor. Marchiza Îngerilor. Marchiza, Madama, tot dracola e. Important e să fii respectat. De îngeri? De îngeri să fii respectat, dumneata. Eu mai am până la ei. Eu vreau respect aici, pe pământ. Eu când îți fac ție o mâncare de cartofi, mie să-mi lingi farfuria și să-mi cer și supliment. Chiar dacă n-am de unde să-ți dau, nu o să mergi toată cărnița. Auzi, nehamlete, azi o să-ți dau tot cartofia de ieri, să te înveți minte. O să-i recunoști după urmele de la proteză. Eu nu port proteză. Da, ia poartă proteză, ce-ți veni gata, cu proteza? Gata, 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 potoliți-vă. Uitați, vă promit că de astăzi îmbunătățim substanțial meniul. Tocmai am primit o donație substanțială de la domnul Crinu. Păi atunci... Domnule director, o să facem un strudel cu mere. Un strudel cu mere? Că tot e sărbătoare azi. Da, da. Ce sărbătoare e azi? 50 de ani, de acum 50 de ani. Cum trece vremea, domnule. Da, ia să vedem cine-mi curăță mie merele. A? Domn actor? Aha. Domnul atlet? Sau poate domnul, că n-am avut plăcerea... Domnul președinte de bancă! Nu, 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 vă rog frumos, nu mai spuneți președinte. Da, da. Toată lumea e președinte, da, azi, de bloc, așa de asociație, e, la fotbal, toți sunt președinți. Mie vă rog frumos să-mi spuneți simplu, domnul
Crinu. Da, domnul Crinu. Madame Angelica, vină te rog până la mine în birou să stabilim meniul pe săptămâna asta și să alegem și o cameră domnului domnului Crinu. Vă recomand camera 8. I-am înmuiat grozav arcurile. M-am zvârcolit toată noaptea. Uite așa m-am zvârcolit. M-am visat. Richard al treilea. Al nouălea. Peste un sfert de oră te aștept la bucătărie să-mi cureți merele Richarde. Azi e rândul lui Narcis. Gura! Ce Narcis? Azi e rândul tău? Da, uite, domnule, în loc să ascult actul al doilea din Richard al treilea, o să ascult finala meciului de la Tirana. Ai, Narcis, la mere, ultima repriză. Domn director, hai, Pst. Hai, se punzi afară, haide. Eu zic la bucătărie, că nu mă aștept. Mata. Da, ce zice, domnule? Mama ta, mama lui. Iertați-mă, nu, vă rog să mă iertați că spuneați că sunteți actor, dar eu nu v-am reținut numele maestre. Dragobete. Raul Dragobete. Dragobete e numele de scenă. În acte mă cheamă Gătej. Stelian Gătej. Gătej. E, ce carieră puteam să fac cu numele ăsta, Gătej? Da, ca așa mare carieră ai făcut. Cred că ăsta e începutul unei frumoase dușmănii. Ia vină încoace. Vezi tu valiza asta? Ia uite aici. Asta e comoara mea. Nu plec niciodată fără ea. Mingea asta e cocoașa lui Richard al III-lea. Cornul ăsta de bou e cornul de rinocer al lui Beranger. Asta e gheata de antrenament al lui Narcis. Ce caută javra asta la mine aici? Ia uite, cutia asta de ghete, guban, ascunde pigmentul lui Otello. Guban, ce vremuri! Ăștia sunt ai Desdemone. Peruca lui Danton și nasul lui Cyrano. Le port întotdeauna cu mine. Niciodată nu știi când se ivește ocazia. Păi n-am scăpat eu odată rolul lui Cyrano că n-am avut nasul la mine. A vrut un impresar să facă o superproducție cu Cyrano de Bergerac la Bârlad. Era vijelie și minune. Ne strecura între ei. Onorariul se achita în pepeni, iar eu n-am avut nasul la mine. Până la urmă a jucat impresarul, care era năsos din naștere. S-a umplut ăla de bani, spun eu. Mare ocazie ai pierdut. Ce vorbești, domne? Păi pe vremuri aveam și craniul lui Yorick în caz de Hamlet, dar mi-au furat valiza în gară la Făurei. Hoțul, când a deschis valiza și a văzut craniu, s-a speriat și s-a predat, a crezut că sunt un criminal în serie. Eu eram deja la poliție, reclamasem furtul. Hoțului i-au dat drumul imediat. M-au anchetat toată noaptea. Nu, că au fost foarte drăguți. Foarte drăguți. Eu n-am mai rezistat bătăilor. Și le-am spus că e craniul lui Yorick. Yorick, și mai cum? M-a întrebat maiorul. I-am spus să-l întrebe pe Shakespeare. Atât mi-a trebuit. I s-a pus spata. M-a acuzat că fac parte din rețeaua internațională de trafic de organe a lui Shakespeare. Bătai chef de joacă. Auzi, dar cum te-ai scos până la urmă? Noroc cu un locotenent d-ăștia școliți recent, care umblă în civil cu cagula pe față. A observat că e craniu de miel, nu de om. Ăsta ce face? Se antrenează, nu vezi? Dom'le, dar mai potolește-te, te rog eu frumos, nu te mai zbate atât că ți-au ieșit ochii din cap. Ochii din cap mi-au ieșit la sinuciderea din 86. Îmi fugise nevasta cu un mijlociu. Am luat autobuzul spre pădurea Domnei și m-am spânzurat de primul copac. În poiana verde, veselie. Așa e, m-au salvat pionierii, așa e, așa e. Venisele cu clasa să culeagă murele trebuia. Da, chelia tot de atunci? A?
Chelia, zic că... Nu, asta o am de când m-am aruncat în cap de la etajul 8. Din 10. Auzi, măcar ai apucat să vezi ceva pe lumea înaltă? Am văzut întâi o culoare verde intens, pe urmă una albă. Asta este steagul Ungariei. Nu cumva erai la vama cu Ungaria? Eram la vama cu iadul. Acolo nu te controlează nimeni. Toți sunt sigur că nu te mai întorci și să bucura. Au știa de afară o bucurie în ei. Dar uite că tu te-ai întors. Păi nu ți-am spus că m-au salvat pionierii? Mi-au tăiat sfoara. Deci eu lăsa pe elev să umble cu bricigi, eu nu știu. M-am trezit cu o grăsană de profesoară de lucru manual, călare pe mine, ci că îmi făcea respirație gură la gură. Nu râde că nu doresc nici dușmanilor mei. Când s-a urcat pe mine, mi-au ieșit ochii din cap. Apropo de ai dușmani? A? De dușmani, zic, dacă ai. Eu, păi tu, duș... N-am. Adică, nu, n-am. Mă, termină. Așa, ce mi-a mai lipsit mie în viață a fost moralul. În afară de dușmani, mi-a lipsit moralul. N-am avut pe cineva să mi-l ridice. Eu intram în ring convins că o să mănânc bătaie. Păi de ce mai intrai? De foame. Pe vremurile alea nu existau echipe de-astea de bodyguards, de recuperatori. Eu m-am angajat la miliție să-i fac pe inculpați să mărturisească. Și ei convins? Nu. Când mă vedeam, începeau să râdă. Mie mi se făcea milă de ei și noi mai băteam. Iartă-mă că e adevărat ce se spune că... Mă rog, în închisoare, dacă scapi săpunul pe jos și te apleci să-l iei, te... Nu, continuați. În vremea aia nu se dădea săpun. Se dădea altceva. Cred că în miliție mi s-a accentuat depresia. Da. Dar spune-mi cu nevasta, cum a rămas? S-a întors după ce te-ai sinucis? Ăsta are boală pe mine. Nu s-a mai întors, dar l-a părăsit și pe mijlociu pentru un semigreu. Așa e cu femeile, mereu spre o categorie superioară. Dar, de fapt, de câte ori te-ai sinucis? De 7 ori. M-am sinucis așa, din dragoste, de necaz, din respect față de mine, din ură față de mine... Deci din drag, de necaz, de nebun, ce să mai... Dar acum, sunt curios, acum îți mai vine să te mai sinucizi? Gata! Am 2 săptămâni de când cureaua de la pantalon nu mai îmi spune nimic. Păi asta e foarte bine, asta înseamnă că doctorița e bună și ți-a ghicit tratamentul. Nici nu era greu. Ne-a prescris la amândoi Prozac, antidepresivul ăla minune. Ai auzit de scandalul cu Prozac? Nu. În America, așa? 1 din 6 ia Prozac. Ai, nu. La Hollywood, dacă n-aduci dovadă de la psihiatru că ai luat Prozac, ești mâncat. Nu pup nici rol de figurant în planul 3. Nu te lasă sindicatul lor. Că ei au. Ori noi aici suntem într-o clinică americană. Deci ne simțim bine. Fericiți. Ușor. Încrezători că odată și odată ne va reuși o sinucidere. Măcar una. Că la capătul tunelului, luminița pe care o vedem va fi farul unei locomotive care ne va izbi în plin. Dar se vede că astăzi v-ați luat Prozacul. Să ne fie de bine. Să vă fie de bine. Dom'le, dar iertați-mă, dom'le, cum e doctorița? Că pe mine asta... E tânără. E frumoasă. Își iubește bolnavii. Da, mai ales pe mine. Mai ales pe ce vorbești, băi? De ce te-ar iubi mai mult pe tine? Tu ești maniaco-depresiv. A, bine că ești tu sănătos. Eu sunt clasic. Păi da, dar schizofrenic. Da, clasic. Eu vreau să vă întreb dacă e înțelegătoare. Tu ce te bagi? Păi vreau să iau și eu Prozac, să văd cum e. E bine. Da, e foarte bine. Îți taie legătura cu lumea de afară. Îți taie tot. Nu mai vrei să mori. Nu mai vrei nimic. Doar să se facă dimineață. Și să-ți iei pilula. Pe urmă să se facă seară. Și să-ți iei pilula. Pe urmă din nou dimineață. Și de-abia aștept să vină seara. Ca să-ți iei pilula. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-mă medicului. Sau... Da. Chiar poți să uiți totul? Pentru că, după părerea mea, mai interesant ar fi să te uite ceilalți cu totul. Ce motiv ai avea dumneata să te uite ceilalți? Ești președinte de bancă, ai un statut, nu?
chiar ești președinte de bancă? Da. Da, da, chiar sunt, dar de ce mă întrebați, ce, n-am moacă? N-ai mobil. A. Dacă ai fi președinte, ți-ar fi țiuit până acum. Nu, am două, dar sunt închise amândouă, pentru că toți cred că sunt plecat în Costa Rica, unde n-am roaming. Nu, dar vă rog frumos, spuneți-mi, chiar poți să uiți totul? Vreau să iau și o Prozac, să văd cum e. E bine. E foarte bine. Îți taie legătura cu lumea de afară. Îți taie tot. Nu mai vrei să mori. Nu mai vrei nimic. Doar să se facă dimineață. Și să-ți iei pilula. Pe urmă să se facă seara. Și să-ți iei pilula. Pe urmă să se facă din nou dimineață. De-abia aștept să vină seara. Ca să-ți iei pilula. Poți să te îndoiești de soare, de focul ce scânteie în stea, de legile nemuritoare. Dar nu și de iubirea mea, bună Raul, iar repet. Să rămână Violeta, ai venit? Da. Cum ai călătorit? Foarte bine, dragă, bine, prost, mizerabil. Cine s-a mai sinucis? Eu nu, eu am fost cu minte. Se vede, dar Narcis. Nici Narcis. Ți-ai luat Prozacul azi? L-am luat și am devenit prozaic. Ce? Ah, ce joc de cuvinte excepțional. Prozaic, prozaic, numai puțin. Oare cum s-o zice prozaic în spaniolă? Prosaico. Prosaico. Raul, vorbești spaniolă? Muy, muy bien. Nu uita că i-am jucat pe Don Quixote, pe Don Juan. Mă uit la meciurile din Primera División. Deci știi ce rău îmi pare mie că plec în Spania, Raul? Aș fi putut scoate din voi niște cazuri celebre. Fiecare avem ascuns în noi un dram de nebunie, trebuie doar să îi se dea ocazia să se pună în valoare. Puțini psihiatri au șansa să îi se declanșeze pacientului criza chiar în fața lor. Eu vreau să-l văd cu ochii mei că mă agresează, că mă zgârie, că mă mușcă, că mă umple de salivă. Ești sigură că vrei asta? Vreau cazuistică, Raul, pentru mine nu ești actorul Raul Dragobete. Dar cine sunt? De fapt, dumneata nu ești până acum pentru mine nici măcar un caz clinic. Nu te-ai afirmat prin nimic ca să devii un caz. Deci pentru dumneata sunt un nimic. Nu mă înțelege greșit. De fapt, de ce suferi dumneata? Îți spun eu. De un pic de mania persecuției. Ai vrut să joci Hamlet și ai jucat jupând Dumitrache. Ce mare catastrofă. Vrei să știi părerea mea? Cred că ți se potrivește mai bine jupând Dumitrache. Bună, Violeta, ai venit? Bună, Narcis. Dar ce, ți-era teamă că nu mai vin? Trebuie să mă consulți imediat. Simt că mă paște o criză. Și-a luat băiețelul prozăcelul? L-am luat, dar nu știu ce-i cu mine. Dintr-o dată m-au năpădit toate gândurile negre. Curios! Până acum nu păreai să ai gânduri negre. Erai fericit, ușor, încrezător. Parcă așteptai acceleratul să te izbească în plin. De când te pricep tu la psihologie? La psihanaliză, băi. Numai domnișoara Violeta poate decide dacă m-au năpădit sau nu gândurile negre. Violeta, trebuie să mă psihanalizezi. Urgent. Sigur că o să te psihanalizezi, Narcis. Ia te uită, avem un nou pacient. Bună ziua, de când vă caut? Deci trebuie să-i facem internarea noului pacient, Narcis, și pe urmă te consult și pe tine. Sărdumine, doamna doctor? Violeta Drăghici, v-ați cazat? Totul e în regulă? Da, nu seamănă cu Risul din Londra. Da, nici cu Bălăceanca, nu-i așa? În plus, aici suntem mai izolați, nu ne știe nimeni, nu ne vede nimeni, ne putem face treaba pendelete. Vă aștept în cabinetul meu peste 10 minute. Ce poate fi mai frumos decât o femeie care trece? O femeie care nu se trece. Narcis! Be, hai odată, împielițatule, că vin după tine! Da, gata, gata. Narcis, hai, împielițatule, ia! Du-te! Mamata! Ce față are! Auzi? Da. Tu te-ai psihanalizat vreodată? Ah, nu, niciodată. Mi-a fost frică de ce aș putea afla despre mine. Mereu cu a ta privire... Auzi, iartă-mă, nu, chiar iartă-mă că te deranjez, da. Dar spune-mi, voi actorii nu ieșiți la pensie? Niciodată. Doar că ni se oferă din ce în ce mai puține roluri, până nu ni se mai oferă deloc. Atunci ieșim din viață.
dar nu la pensie. Ia fii atent. După ce ieșim de aici, să treci pe la mine. O să-ți sponsorizez un Hamlet. Serios? Dacă treci de secretarea mea, ești câștigător. Cum pot să trec de secretarea? Bați un step, spui un cuplet, că e moartă după stradă. Nu, vorbesc serios, vorbesc serios. Dacă scap din rahatul ăsta, fac o faptă bună și îți dau bani pentru un Hamlet. Joci ce rol vrei, numai să treci de ea. De secretar. Spune-mi, te rog frumos, crezi că au trecut 10 minute? Bine, atunci eu am plecat. Doamne ajută! Intră! Iertați-mă, deranjez? Poftiți, vă așteptam. Mulțumesc. Întindeți-vă. Să mă dezbrac? Dezbrăcați-vă. Dezbrăcați-vă de complexe. E bine așa cum sunteți. O să vă palpez doar la psihic. Doare? Depinde de ce țineți ascuns numele și prenumele. Sunt doi crinu. Ce coincidență! Dumneata crinu, eu Violeta, mai e și domnul Narcis, parcă am fi într-o seră vârsta. 53, dar neîmpliniți. Ocupația? Bancher. Și înainte tot bancher? No, colonel de pompieri. Nu văd legătura. Am fost în balcon la momentul potrivit. Luase foc biblioteca centrală universitară și m-au chemat să o sting. Atunci i-am cunoscut pe toți. Pojar, scarlatină, oreion? Nu, doar tuse măgărească și rahitism. Păi de-aia am și intrat în armată. Din cauza tusei? Nu, a rahitismului. Am crezut eu că armata întărește organismul. Iertați-mă, domnișoara doctor, că vă inoportunez, dar statuia aia din grădină mi se pare că se mișcă. O fi de la pastile? Obișnuiți să vă masturbați? Poftim? Obișnuiți să vă masturbați? Am o amantă. Nu se exclude. Ceva frustrări din armată, persecuții? Eu pe ei sau ei pe mine? Ambele situații. Păi, la început ei pe mine și după aia eu pe ei pe măsură ce înaintam în grad. Era mai interesant invers. Când ești persecutat, devii mai complex, cu tendințe revanșarde sau din contră de suicid. Da? Deci înțeleg că e bine să fii mai complex? La ce să fie mai bine? Păi ca să devii un caz. Adică mă gândeam că și pentru cazuistica dumneavoastră e... E normal să preferăm victima călăului. Victimele sunt mai multe, ai de unde alege, pe când călăul e unul singur și se tratează la somități când se tratează. De obicei, nu se tratează. Nu ne rămâne decât să ne facem mâna cu victimele, vreo fantasmă care vă bântuie? Oh, da, focul. Visez că ia banca foc. Flăcări mari cuprind arhiva de la subsol. Eu sunt la pompier, dar la pompier nu răspunde nimeni. Mai formez odată numărul, sună ocupat. Între timp, arhivele au ars complet. Ca prin minune, focul ocolește etajul 1 unde este biroul meu și urcă la 2. Distrugând sala calculatoarelor. Acum focul e la 3. Directorul direcției credite, singurul la curent cu toate dedesubturile, în afară de mine, intră în panică și sare pe fereastră. Se face cheeseburger în contact cu asfaltul fierbinte. Tocmai marșase la o șpagă de 2 kg de brânză pentru un credit de 2 miliarde fără garanție. Telemeaua de oaie sau de vacă? Păi eu știu. E important? Foarte important. De oaie, de vacă, nu știu că n-am gustat-o. Cred că vă treziți în fiecare dimineață cu ochii în lacrimi, nu-i așa, dumneavoastră, că a fost pompier? Ba din potrivă, mă trezesc în fiecare dimineață fericit, râzând, cântând. Da, abia după ce îmi dau seama că totul n-a fost decât un vis și că nu s-a întâmplat nimic, abia atunci încep să plâng.
Și să știți că plâng cu adevărat, vă dau cuvântul meu banală, de onoare. Banală plăre. Apropo de statui, sex, cu o statuie, ați făcut? Păi ce, există oameni care fac așa ceva? Există, dar sunt rari, sunt foarte rari. V-aș fi încadrat imediat la pigmalionism. Ar fi fost la fix pentru teza mea de doctorat. Puh, ce rău îmi pare. Vă dezamăgesc, domnișoară, dar n-am făcut. N-ați făcut? Nu. Păcat. Mă miram să am tocmai eu norocul ăsta. Dar nici măcar nu v-a trecut prin cap? Ba, prin cap mi-a trecut. La Louvre. A fost cât pe ce, dar cât pe ce, cu una Venus din Milo. Ah, la început m-am cam rușinat că era lume multă, știți, mai ales japonezi care fotografiau totul și peste tot scria: nu atingeți exponatele. Aș fi trecut și peste asta, dar am observat în ultima clipă că n-are mâini. Păi după ce că era rece ca o statuie, nici măcar să nu mă strângă în brațe? Na, poate că nu e totul pierdut. Domnule, sunt doi. Amor cu o infirmă. Mă rog. Am putea combina pigmalionismul cu sadomasochismul sau paranoia de involuție. Încep să devii un caz interesant, domnule Sândoi. Îmi dai voie să te tutuiesc acum că prezinți interes științific? Tutuiți-mă, da, si, dar nu-i niciun fel de problemă. Deci spuneți că totuși am putea combina pigmalionismul cu sadom. Asta îmi sună bine. Asta îmi sună ca o achitare. Cu maniile, cum stai? Except, aici m-ați nimerit, să știți. Mania mea a fost să dau credite. Cât mai multe credite. Când erai mic, primeai bani de înghețată? Nu. Mă dădeam cu capul de toți pereții și tot nu primeam, ca să nu fac amigdalită. Lipsa banilor în copilărie te-a făcut la maturitate să dai credite, domnule Sândoi. Freud. Bătrânul Freud, săracu, câtă dreptate a avut. Păi când dai un credit, te simți Dumnezeu. Și când refuzi un credit, te simți și mai Dumnezeu. Când îl vezi pe viermele ăla din fața ta cum îți cerșește un credit și știi că viața lui depinde de tine, ți se face milă de el și îi dai. Sau nu-i dai? Mă rog, depinde cu ce... mă rog, mai ales dacă nu dai din banii tăi. Aha. Dar depinde cu ce... Să trecem la lucruri serioase. Ceva deosebit. Despre mătuși. O mătușă care să-ți fi influențat libidoul. Fai, dar cum... Da, nu, să știți că am avut o mătușă dinspre mamă. Ah, domnișoara doctor, făcea mătușa asta mea o afinată, te lăsa fără libidoul. Nu! Te rog să te implici. Nu așa se vorbește despre mătuși. Auzi la el, afinată. Da, nu știu cum să... Treci de pe canapea și vin în locul meu. Da. Aici, stau așa. E bine. Eu am avut un unghi, domnule Sândoi. Un unghi bătrân. Îi ziceam Dudu. Păi ce auțuică de Dude. Te nu mai știai cum să-ți ții libidoul. Mă punea pe genunchii lui puternici și îmi spunea povești. Când se oprea, eu îi ziceam: hai, spune, unchi bătrân. Și el începea altă poveste. Mă ridica deasupra capului. Cred că se uita puțin și sub fustița mea aveam două fustițe preferate. Una albă, cu buline roșii, și alta roșie, cu buline albe. În funcție de fustiță, știam exact ce poveste o să-mi spun. Am fost o fată cu minte. Domnule Sândoi, am bifat la viața mea mai mulți genunchi decât așternuturi. N-am ținut scorul la bărbați și nu regret mai mult de 3 nopți. Hai, 4, maxim 7, până 10, cel mult 20. Cu ce se ocupa unchiul? Era măcelar. Toți din familia mea îl divinizau, mai ales atunci când ne aducea mușchiuleț și vrăpioară. Și într-o bună zi a tranșat-o și pe nevastă.
Cred că de asta am ales psihiatria. Domnule Sandoi, să aflu și eu ce l-a putut determina pe un om să facă ceea ce orice bărbat își dorește, dar se abține. Ce faceți, porumbeilor? Vă jucați de alerea doctorul? Am interzis să intri în cabinet când sunt cu un pacient. Păi da, dumneata părere pacientul. E o metodă nouă de psihanaliză cu inversare de ego. Ieși afară! Violeta, nu te obreznici! E ora 6 și eu la 6 dau cu aspiratorul. Așa mi-a ordonat domnul director. Și până una alta el mă plătește notul. Și dacă mai întârzi mult, mi se arde și ștruderul. Obraznică ce ești, nerușinată! De ce trebuie să dau eu tot timpul explicații, domnule Sandoi? Nu știu ce să vă spun, domnișoare. Până ne lucidăm complet, da. De ce anume suferiți? Da. Luați niște pastiluțe de Prozac. Da, o să iau, da. O pastilă dimineața? Da. O pastilă seara. Da, domnișoare, dar cum ziceți că-i spune bulele astea? Da. Ieșiți afară mai repede. Nu, vă e rușine. Ieșiți afară mai repede. O brază celor ce sunt de nerușinați. Ia uite ce mizerie e aici. Cine se crede, domnule, fetița asta? Nici măcar n-are halat alb ca mine. Ia uite, doctorița. Uită-te! Uită-te de-a luat de la șomaj! Obraznic-o! Mare lucru să fii doctor de nebuni! Chirurg e mai greu! Trebuie să știi cum să tai, ca la noi, la bucătărie! Ah, psihiatru, ce mare brânză! Îi dai nebunului niște pastile și gata! Dacă se vindecă norocul lui și al tău că ți-ai tras banul! Nu se vindecă, îi dai altele, că farmaciile sunt pline. Până la urmă, sau se vindecă, sau se aruncă pe geam, sau ia toate pastilele odată și tot ai scăpat de el. Așa. Ia uite, domnule, te mai enerveze ea pe mine. Deci se compară asta cu arta culinară. Psihiatru poate să fie oricine. Faci o facultate și gata. Ești psihiatru. Dar există pe lumea asta facultate de cratiță? Nu există. Pentru asta trebuie talent, domnule. Vine o braznic asta la mine și-mi zice, ieși afară. Am fost neprețuite. Și uite ce-am ajuns. Pe vremuri. Ei, tovarăș Angelica, afă-ne, măi, tovarășe, pentru duminică o fasole cu ciolan. Te rugăm frumos. Aveau restaurantele lor cu circuit închis, dar preferau să le gătim tot noi. Tovarășele bucătărese. A fost frumos. Doar că n-am apucat să ne fixăm și noi de un bărbat. Așa, bărbați de-o noapte am avut la liber. Dar unul, căruia să-i gătești din toată inima o fasole cu ciolan, în care să-ți pui tot talentul și ceapă numai doar că să-i dea gust. N-am găsit. Toată viața mea am muncit de dimineață până seara să se simtă bine alții. Și acum vine o braznică asta și îmi zice, ieși afară, ieși afară. Oh, Doamne, mi-ar fi plăcut și mie să fiu o psihiatră celebră, dar nu ca asta, abar n-are de nimic. Să vină la mine intelectuali cu operă sau, mă rog, oameni de cultură și artă, fără operă, dar cu nume, și să-și povestească viața. Uite aici, să se întindă pe canapeluța asta și să-mi spună lucruri pe care nu îndrăznesc să-i le spună nici nevestei, nici amantei. Cum le e frică de bătrânețe, de impotență, de
pierderea memoriei, de pierderea părului, de pierderea dinților. Doamne, Doamne, e plină lumea asta de nebuni care își zic depresivi. Le cântă, domne, sticleții în cap, visează colorat, fac spume la gură sau tac. Tac, te-ți vine să iei la palme. Spune, măi, bărbate, și tu ceva. Vaită-te, urlă. Dar nu, ei stau și te privesc fix. Oh, Doamne Dumnezeule, cât am visat eu să am un bărbat normal. Și am avut parte de toate haimanalele. Eu am pus suflet. Le plăcea cum le gătesc, cum îi spăl, cum îi... Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, că suntem în postul Paștelui. Și la urmă plecau. Voiau poezie și eu n-aveam decât joia după masă liberă. Voiau să sufere, voiau să se certe, să mă jure. Ah, și eu nu le dădeam ocazia. Eu eram bună și ei mă voiau rea. Și când m-am făcut rea, ei m-au vrut bună. Și acum vine obraznic asta să mă dea afară. Violeta, ce hală am ajuns. Mereu cu a ta privire în inimă îmi trezești virtuți și avânturi nou. Încep să deslușești ce se petrece în mine. Îți dai tu seama bine. Simțești zburând din umbră tot sufletul spre tine. O, prea frumoasă-i noaptea, prea dulce-i visul meu. Măsel! Oleu! Măsel! Madame Angelica? Doamne, Năsel, canapeluța asta este fermecată. Te întinzi pe ea și ți se îndeplinesc dintr-o dată toate visele, Năsel. Vai, cât te-am așteptat, cât m-am rugat la icoane să vii. Madame Angelica, e o confuzie. Nu e, mămică, nicio confuzie. Simțesc tot ce-ai zis, mămică. Madame Angelica, să nu mă înțelegi greșit. Eu repetam, e vorba de o piesă, Cyrano de Bergerac, da. Repetam, da. Nu mai repeta, Năsel. Am înțeles din prima. Tu ai ceva ce-mi lipsește mie. Eu am ceva ce-ți lipsește ție. Hai să facem schimbul. Ce schimb? Năsel, îți ofer tinerețea mea în schimbul culturii tale. Dar nu-mi trebuie. Doamne, cât am tânjit eu după cultură. Și ia că te mă taman acum în postul Paștelui să mă trezesc și cu cultură și cu iubit. Haide! Nu, stai! Hai la mama să te pune! Nu vreau! Scuzați-mă, avem programare la Violeta. Lacis, nu pleca! Nu, continuați! Rămâi! E o neînțelegere, nu e ce crezi, nu e ce vezi. Nu e ce vezi. E mult mai mult, Doamne. Sunt beată de fericire. Aoleu, mai e și beată. Auzi, Năsel, Doamne, te întinzi pe canapeluța asta, Narcis. Și hop, gata, dintr-o dată ți s-au îndeplinit toate visele. Doamne, sunt beată de fericire. Măi, ce miroase a gaz? Da, neplătit. Mai? A gaz neplătit. Mă duc că mi se arde ștrudelul, Doamne! Mă bucur pentru tine. Nu înțelegi că e o neînțelegere? Măi, Năsel, de mult voiam să-ți propun ceva. Ce să-mi propui?
Iei tu bucătăreasa, iau eu doctorița. Ce vorbești, băi? Am impresia că și tu tragi la doctoriță. Eu? Eu aș putea să-i fiu tată. Bunic. Eu aș putea să fiu. Pentru că ai avut nesimțirea să mă faci bunic, nu renunț la Violeta. Te avertizez. Stai departe de Violeta. Pot deveni violent. Ți-ai luat Prozacul azi? Foarte violent. Nu mă cunoști. N-am scăpat eu din atâtea sinucideri ca să mă împiedic de un clov. Plec. Nu e seară de artiști. Dar nu renunț. Oh, să rămână Violeta. Eu tocmai plecam, știi? Iartă-mă. Pardon, se pare că deranjez? Iartă-mă, plec. Plec, dar nu renunț. Bună, Violeta. Te așteptam. Vorbesc serios? Da. Care-i necazul? Mi-am dat seama în sfârșit ce mi-a lipsit în viață. N-am avut pe cineva să-mi însufle curaj. Nici când intrai în ring? Când intram în ring nu mi-era frică de adversar. Mi-era frică de antrenor să nu mă bat. Dacă pierdeam meciul, mă suiam pe dulapur să nu mă ajungă. În ultima repriză eu nu mai vedeam cu niciun ochi și antrenorul îmi striga: uită-te în ochii lui! Ai idee ce înseamnă să încasezi o serie la figură? Simți că se lovesc creierii de cutia craniară, că încep să iasă, să-și nască prin urechi, prin nas, prin gură. De fapt, asta vor și spectatorii. Păi, când se strânge lumea bulug la un accident, când sunt creierii întinși pe asfalt, asta vrea să vadă lumea. Creier, să vadă ce-a fost în capul ăluia de a muri dobitocul dracu. Dobitocii dracu. Oamenii sunt macabri, Narcis. Viața e macabră. Nu, viața e frumoasă, Narcis. La vida e bella, nu? Viața e făcută ca să fie trăită. Cu cine? Viața e făcută să fie trăită dacă merită să fie trăită. Eu de la 12 la 30 de ani am stat numai în cantonamente. Asta e viața. Toată ziua luam în brațe un sac de box și săream coarda. Ce poate fi mai frumos decât să fii copil și să sari coarda cu fetele? Da, da, eu săream coarda cu băieții și nu mai eram de mult copil. Cât am fost speranță la junior, m-au ținut 3 ani la vârsta de 18 ani. Eu nici acum nu știu câți ani am. Adică știu, așa cu aproximație de 3-4 ani. Eu aveam vârste în funcție de interesele partidului. Narcis, tu chiar ai încasat atâția pumni? Păi asta înseamnă că trebuie să suferi de encefalopatia boxerului. Punch drunk se cheamă în limbaj de specialitate și e premergătoare Parkinsonului. Întinde mâinile. Mânuțele? Păcat! N-ai! Cum fac unii de dau peste pacienți care n-au nicio legătură cu boxul, dar atinși de punch drunk, iar eu am un boxer și încă vicecampion sănătos? Eu sănătos? Narcis, trebuie să suferi de punch drunk, înțelegi? Trebuie. Și o să-ți apară și Parkinson, cât de curând, numai să ai răbdare. Narcis, îmi promiți, în numele prieteniei noastre, că oriunde aș fi, că oriunde ai fi, îmi dai imediat un telefon, dai imediat ce ți-a apărut Parkinsonul. Și cum o să formez numărul? Simplu, rogi tu pe cineva, nu? Narcis, tu-ți dai seama ce confirmare grozavă de diagnostic. Punch drunk degenerat în Parkinson. Nici tu n-ai ieșit în pagubă. Ai intrat în marea galerie a boxiorilor atinși de punch drunk alături de Cassius Clay. Narcis, îți dai seama ce șansă? Grozavă. Ce-ar fi să mă ții sub observație toată viața? Viața mea nu mai durează mult. Narcis, dar tu știi foarte bine că eu
Zilele astea plec în Spania. De ce să nu-ți continui cercetările aici? Eu nu sunt chiar atât de amărât cum par. Am revendicat postul de poliție de la mine din comună. Moștenire de la bunica. Mi-l dă înapoi. Îl transformăm în clinică psihiatrică. Îmbinăm agroturismul cu agromedicină. M-ai luat puțin pe nepregătite. Trebuie să mă mai gândesc, Narcis. Chiar o să te gândești? Îți promit. Acum fii băiat cu minte și du-te să-ți iei prozăcelul. Mă duc. Dar vreau să accepti un cadou de la mine. Un cadou? Ce fel de cadou, Narcis? Bunul meu cel mai de preț. Medalia de vicecampion balcanic. Îmi pare rău, Narcis, dar nu pot să o primesc. E prea mult. Îmi pare rău. Ia ca semn că o să te gândești la propunerea mea. Bine, o primesc. Acum, gata, la culcare. Noapte bună, Narcis. Noapte bună. Noapte bună. Tu poți să te îndoiești de soare, de focul ce scânteie în stea, de legile nemuritoare, dar nu și de iubirea mea. Dracu să vă ia de nebuni cu medaliile voastre, cu tot. Măcar dacă era din aur. Tinichea de arunca la gunoi. Ușor ne relaxăm, ușor, mâinile întinse, domnul Crinu, dar mai lasă dracului, domne, geanta aia din mână, parcă te-ai născut cu ea în brațe, parcă ai ține bombe în ea. O fi geanta cu butonul roșu. Așa, inspirăm, lăsați glumele, expirăm. Ah, ce zi minunată, madama Angelica! Hai, întinde brațul ca lumea, domnul Crinu, da, e valabil și pentru tine năsel, relaxați-vă, relaxați-vă ușor. Mai mare dragul să te relaxezi cu nebunii în grădina asta. Mie îmi spui? Ăsta iar s-a luat de noi. Cine mă, ăsta care târâie geanta aia după el și în mormânt? Gata! Ora de gimnastică s-a terminat. Așa. Acum vom face o ședință de terapie în grup. O ședință de terapie prin teatru. Fiecare din voi va juca un rol. Așa va vedea de fapt cum e în realitate. Se va înțelege mult mai bine și poate se va vindeca. Ia gândiți-vă puțin la psihanaliză. Care era ideea domnului Freud? Tu vorbești, tu te asculți, tu te înțelegi, tu te vindeci. Și doctorul îți ia banii. Ești afară! Păi unde să ies afară? Sunt afară! Madame Angelica, direcția bucătărie. Plânge un strudel în cuptor. O braznică, ce-mi ție rușine. Uite că a luat-o de la mai redeți, măi, și voi. Nu mai e rușine, obraznicilor. Puțin respect, aie. În metoda pe care vă propun eu, șansele de vindecare sunt mult mai mari. Fiecare din voi îl va juca pe celălalt. Ascultându-l pe celălalt, care n-are inhibițiile tale, afli mult mai multe despre tine. N-am înțeles nimic. O să încep cu Raul. E teatru experimental, băi. Tocmai asta e, că nu e. Raul, te rog să nu joci. Te rog să fii. Cine să fiu? Păi tu o să fii Crinu Săndoi. Ăsta? Nici pomeneală. E rol de figurație, duce geanta. Mulți ar vrea să ducă geanta asta. Hai, gata, destul cu fițele. Raul, ești Crinu Săndoi?
președinte de bancă. E, așa da. Vreau și eu odată în viață să dau bani la actori. Ați judecat. Ești președinte de bancă. Și o să-ți dăm și simbolul puterii. Iată-mă geanta. Nu, iertați-mă, dar geanta nu pot să o dau. Conține niște, mă rog, amintiri foarte prețioase pentru mine. Amintiri de familie? Da, chiar așa. De la marea familie întreprinzătorilor mici și mijlocii. Mai lasă-mă cu mijlocii. De ce? Păi mijlociul cu care a fugit nevastă mea. Auzi, dar chiar zis... Domnul Crino! Da. Vrei să scap? Da. Păi dă-i, domnule, odată geanta lui Raul. Da, geanta. Poftim. Narcis? Tu vei fi Raul Dragobete. Un mare actor, băi. Ia, hai să te vedem. Exact, un mare actor care poate fi orice. Mama ta. Dar ce rol joc? Un procuror. De Giagalov l-am jucat. Ce succes imens. N-ai tu treabă, zi, hai. Să vedem cine este domnul Săndoi. Cine este domnul Săndoi? Gata, știu. Domnul Săndoi este Narcis Pasăre. Exact, un nenorocit. Un nenorocit! De întreprinzător care a luat un credit de la bancă pe care nu l-a mai putut da înapoi. Banca i-a vândut casa ipotecată. Nevasta l-a părăsit? Nu m-a părăsit nevasta. Ba da, te-a părăsit, domnule, dar băi, nu mă joci pe mine. Nevasta l-a părăsit? Da. A încercat să se sinucidă, dar a fost salvat. A lăsat scrisoarea de adio la vedere, a găsit-o cititorul de contor și i-a tăiat sfoara. Exact! Ce intuiție de procuror! Ce zici, domnule Săndoi? Păi, care scrisoare? Păi cum care scrisoare? Scrisoarea... Ce dracu, mă, băie, suntem la teatru, ne facem că e o scrisoare. Deci scrisoarea în care l-a acuz pe președintele băncii că ți-a cerut șpagă pentru credit. Narcis, scrisoarea pe care o ai în dosar. De scrisoarea asta vorbești? Păi de care alta? Exact, de aia. Narcis, da. Iată-i și ștreangul domnului Crinu. Destinatar Crinu Săndoi. Stai, n-am înțeles de când stă procurorul mai jos că ai culpatul. Ia, hai. Ia uite, băie. Nici nu m-am instalat bine în scaunul de președinte de bancă și sunt deja inculpat? Pentru luare de mită. Ce vorbești, băi? De la cine? De la amărâtul ăsta? Ia zi, investitorul o lupește. Cum ai reușit să treci de secretara mea? Uite așa. Am bătut step. E bine, băieți, e bine, e foarte bine. Dar recunoști că ai luat mită? Nu, nimeni nu poate dovedi că i-a dat un dolar lui Săndoi. Nu, nimeni nu poate dovedi că i-a dat un dolar lui Săndoi. Ce vorbești, băi? Nu, Său Violeta, nu se poate, stop. Nu, așa nu se poate. Păi de ce îl tutuiește? Vrea să-l timoreze? Ai dreptul la un avocat. Am dreptul la un avocat. Avocat pe măta. Pe măsa, pe mama dumnealui, pe mama ta. Dacă l-ai pus să-și ipotecheze casa, cui spun asta, Violeta? Lui Raul! Narcis, te rog mult de tot, nu uita! Tu ești judecătorul, da? Da. Când l-ai pus să-și ipotecheze casa de 200.000 de euro pentru un credit de 5.000 de euro, n-ai mai vrut avocat, mama ta! Hai că și tu meritai să o încurci. Păi ce credit e ăsta de 5.000 de euro? Ce poți să faci cu 5.000 de euro? Păi 5.000 de euro e salariul minim pe economie. Da. E mai mult? De-aia am și cerut să pună ipoteca. Să-l descurajez, să-l protejez. Dar el, na. Bravo. El voia să înceapă o afacere. El voia să fie patron. Ai ajuns patron. Și-a pierdut casa și-a pierdut nevasta. Nu înțelegi, domnule, că nu mi-am pierdut nevasta. Domnule, n-a plecat cu mijlociu. Ce mai vrei, băi? Să mă bași și pe mine la apă? Păi eu te bag la apă, nu înțelegi un singur. Păi tu nu vezi, bă, că te joc mai bine decât te joci tu. Gata, băieți. Asta o lămuriți între voi la pușcărie. Tu, patroane, te autodenunți că ai dat mită, tu, bancherule, recunoști că ai luat mită. Nu, n-aveți nicio dovadă că eu am dat mită. N-ai nicio dovadă, băi! Nu, frumos, te implor! Nu mai vorbi așa cu domnul procuror, vrei să-ți agravezi situația? Nu, așa nu ne mai facem bine niciodată. Păi, cum vine asta? Victima și apără călăul? De-aia ajungeți tot să vă puneți ștrangul de gât. Nu mă las până nu umfli 10 ani! Mă ameninți pe mine? You are talking to me! O să-ți pară rău, băi, sunt un om cunoscut, pe când tu, ia uite, se vede de la o poștă că ai un psihic labil. Joci tare ai? Ei, 15 ani, 30, 50 de ani, păi talking to me, ce-mi place rolul ăsta. Bravo, așa, nu-i lăsa, dă-l la ficat. Vă rog, iertați-l, domnule procuror, că nu știe ce face, e un actor de mâna a doua.
N-ai nicio dovadă, băi! Nu, ia uite ce scrie aici. În dimineața meciului România-Slovenia, partida retur, v-ați întâlnit la bodega cu specific francofon Genere Greterier. Fals, fals! Aia nu e bodega franțuzească. N-am zis franțuzească, am zis francofonă. Ca desert, ați luat două porții de colive. Stop! Violeta, ce e asta? Colivă la restaurant? E bine, e bine, Raul, crede-mă. Hai, băieți! Păi avem nota de plată, am găsit-o în contabilitatea firmei tale. Ai trecut-o la cheltuieli de protocol, ai? Eu, de ce crezi că nu era nimeni în local? E? Din cauza prețurilor. E, mama ta, ca să facem noi flagrantul. Flagrant cu colivă? De ce nu m-ați arestat la ieșire? Pentru că n-ai pus botul la colivă. Adică n-ai luat șpaga, că era prea mică. În schimb, ai luat casa, că era mai mare. Și nenorocitul ăsta de întreprinzător, mic și mijlociu, s-a dus acasă și și-a pus ștrangul de gât. Apropo, tu să nu-ți faci probleme, că ai ratat sinuciderea, nu ești tu de vină. Căpitanul Chiriță să plecați cu două cote. Eu sunt nevinovat, eu sunt nevinovat. Omul, ce mândru sună acest cuvânt. Nu, nu e asta. Dau regatul meu pe un cal. Sunt un pescăruș. Nu. Nu e nici asta. Am uitat. Mă lasă memoria. Am găsit! Asta e a fi sau a nu fi. Asta e întrebarea. Sunt sigur că asta e. Băi, Doamne Dumnezeule, care mi-ai furat mai capul de miel din boș, că te omor cu mâna mea, mai! Madame Angelica. Care ești? Care ești, mă, arată-te? Unde ești, mă, arată-te, unde ești? Nerușinat, care ești? Vai! Marcel! Tu l-ai luat? Madame Angelica... Doamne! Da, de ce n-ai răbdare până mâine, mămică? Știi că mama o să-ți pună deoparte tot ce e mai bun. Creierașul, limbuța, ochișorii. Iartă-mă, Madame Angelica, repetam. Și aveam nevoie de un craniu pentru monologul lui Hamlet. Știi, e o scenă în care Hamlet găsește craniul lui Yorick și... Da, 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 da. Nu mai începe, mămică, nu mai începe. Aoleu, m-ai omorât cu repetițiile astea. Și nu mai spune Madame Angelica, mămică. Zi-mi Angie. Angie? Păi ce o să zică ceilalți? Ei, gura lumii slobodă. Eu hotărăsc pentru cine sunt Angie și pentru cine Madame Angelica. Spune-mi, de ce te ascunzi de mine? De două săptămâni, de când mi-ai spus ce mi-ai spus pe canapeluța asta sfântă, fugi de mine. Nu fug. Ba da, crezi că nu văd? Crezi că nu observ că-i dați toți târcoale violetei ca niște cotoi? Ha? De ce? Pentru că ea are studii și eu n-am. Nu-i vorba de asta. Noi, în lumea teatrului, am avut întotdeauna o admirație deosebită pentru bucătărese. Uite, Molière îi citea mai întâi bucătăresei piesele și doar dacă îi plăceau ei, le dădea teatrului. Ăla da bărbat, mămică. Auzi? Da. Dar de ce îi zicea Molière? Împăia Molii? Domne, nu înțeleg, nu înțeleg ce găsiți toți la nebuna asta, domnule. Dumneata, la etatea dumitale, ai nevoie de o nebună care visează castele în Spania? Păi dumneata, ai nevoie, domnule, de o femeie care să-ți ducă plosca, domnule. Cum? O vezi pe asta, ducându-ți plosca? Eu n-am nevoie să-mi ducă nimeni plosca, sunt încă verde. Verde nu e bun nici lemnul de cociug.
Zău, dacă înțeleg, de ce-ți fi voi bărbații tot mai nebuni pe măsură ce îmbătrâniți? Zău, dacă înțeleg, domnule, de ce să preferi unei supe de găină gustoasă sclipici de fată mare? Fată mare, vorba vine. Pentru că de supă de găină ți se acrește și e și grasă. Nu ți-e rușine, obrazului. Ești un măgar, un necioplit. Ești o rușine, ești. Nu mă meriți, măgarule. Băi, n-am să-i dau lui Narcis și crerajul și limbuța junghișorii. Ție numai oase, zgârciule bătrân ce ești. Zgârci bătrân? Ia dă-mi capul înapoi. Ia dă-mi el înapoi. Ia-ți capul înapoi. Obraznic, mitoca nerușina ce ești. Scârci, bătrân, obraznic, nerușina ce ești. Bine, am zis și am zis. Mă nebunea. Sper că n-am venit prea devreme. Nu, deloc. Raul, îmi explici și mie de ce era atât de important să te văd la ora asta? Voiam să te rog ceva. Bine, Raul, roagă-mă. Nu vrei să-mi dai replica pentru o scurtă repetiție? E vorba de rolul Ofeliei. Aia cu duta la mănăstire? Da. O știu pe din afară, Raul. Tocmai de-aia. Am impresia că am început să-mi uit rolul. Și presimt că în curând voi juca Hamlet. Nu știu ce să zic. Nu prea am bine să fiu Ofelia. Nu prea îmi vine să mă gândesc la mănăstire când săptămâna viitoare eu trebuie să plec în Spania, nu? De ce nu vrei să te pregătești să dai la teatru? De ce râzi? Eman talent, eman forță, ești frumoasă. Crede-mă, mă pricep la actrițe. Să îngroși rândurile șomerelor? Nu mulțumesc. Deocamdată am o bursă. Ca să ce? Ca să scrii câteva pagini pe care nu o să le citească nimeni? Și care ar fi alternativa? Mii de oameni pe care să-i faci fericiți. Mii de oameni care să te aplaude, care să te ovaționeze. Sau câteva sute, măcar câteva zeci, măcar unul. Și tot merită. Totul e să joci. Să fii pe scenă, să fii acolo. De câte ori m-a chemat un regizor, am răspuns prezent numai ca să fiu acolo. Câteodată mă întreb dacă am avut o viață dincolo de scenă. De ce vrei să mă iei și pe mine din viața mea reală în viața ta de Mucava? De ce tocmai pe mine? Uite, își las acum obrazul încet pe mână. Ce n-aș da să fiu mânușa ei și să-i ating obrazul? Vorbește încă, înger de lumină, că noapte tu străluci de slavă plină deasupra mea ca aripatul sol al cerului pe care muritorii de rând îl urmăresc năuci cu asta, cu zi, să-i zic zi! Să-mi dați alt cal și rănile legați-mi. Iisuse, fie-ți milă. Nu, e un vis. De ce mă tem? De mine? Alt nu-i nimeni. Richard, la Richard ține. Eu nu-s eu? E un ucigaș aici? Nu-i! Ba da, eu.
Bun, e bine, Raul. Auzi? Dacă te măriți, îți dau drept zestere acest blestem. De fi ca gheața de curată, ca zăpada de neprihănită și de bârfeală, tot n-ai să scapi. Du-te la mănăstire! Du-te! Adio! Sau, dacă trebuie să te măriți cu orice preț, ia-o un smintit! Căci oamenii cu scaun la cap știu prea bine ce dihănii faceți voi din ei. La mănăstire! Du-te cât mai repede! Drum bun! Sclav josnic, viața mea o joc pe un zar și am uitat. Și întâmplării eu mă încredințez. Sunt oare 6 Richmonds în câmpie? 5 am ucis eu azi în locul lui. Un căl! Un căl! Regatul meu, un căl! Am fost bun, a? Foarte bun, Raul. Zi mai departe. Nu cred. Cred că dacă... Nu, e perfect așa. Ar fi trebuit să mai... Nu, e bine. Să mai strâng. Raul! Ți-e rău! Nu. Eu mor acum. Puternicul venin îmi stinge mintea. N-am să mai trăiesc să aud ce știri ne vin din Engletera, dar pot să spun că Fortinbras e alesul. El are glasul meu. Ce mare acum. Așa să-i spui. Și toată împrejurarea ce m-a îndemnat la... Nu te opri, Raul! Nu te opri! Restul e de ce? Nu te opri, n-auzi! Când mă mai întâlnesc eu cu demență senilă? Când mai dau eu peste un Alzheimer la prima mână, cine o să mă creadă pe mine cu o criză de 3 minute? Puteai să te prefaci, să joci teatru, dacă tot spui că ești un mare actor. Ce te costa, Raul? Mă făceai fericit, înțelegi? Măcar unul. Nu ziceai că ăsta e teatru, să-i faci fericiți pe spectatori, măcar pe unul. Vorbe, ăsta-i teatru. Vorbe. Am greșit piesa. Am greșit rolul. Am greșit viața. Stai
stânga la ficat, dreapta la rinic. Măi, Narcis, omule, măi, omule, mă, te rog eu, mai potolește-te. Dacă nu fac nimic, înnebunesc. De parcă așa, tare sănătos mai ești. Auzi, omule, ia, stai, ia, potolește, stai un pic. Ia, fii atent. Măi, ție nu ți se pare că statuia asta din curte se mișcă? Hai că ai început să te faci și tu bine. Dacă mai stau mult pe aici, mă sinucid, nu mai rezist. Nu se merită. Eu am încercat să mă spânzur de 3 ori și n-a ținut. Prima oară știi. Dar știu că mi-ai spus cu grasa, cu profesoara. Așa, cu pionierii. A doua oară bătea un vânt, mamă, m-am bălângănit și s-a rupt sfoara. A treia oară m-am atârnat cu o butelie în brațe. Mi-au furat hoții butelia. Iar m-am bălângănit și iar s-a rupt sfoara. Îți dau un sfat. Să nu te spânzuri niciodată toamna. Bate un vânt, mamă. Dar de ce te spânzurai așa de des? Doar pentru că ai eșuat în viață? Da, eu n-am eșuat în viață. Eu am eșuat în moarte. Mie, viața mi-a oferit numai satisfacții. Eu cele mai frumoase sinucideri le-am avut în viață. Da. Cea mai bine gândit a fost în 93, sub personalul de videle. Doar că ăsta mergea cu 20 la oră. M-a văzut mecanicul și a frânat brusc. S-a năvăbici. Mă așezasem perfect pe linie. Toate ziarele, îți dai seama, mi-ar fi dat poza a doua zi pe prima pagină. Îți dai seama, pe prima pagină? Nu ca atunci când am luat argintul la Tirana și m-au pus pe pagina 8-a, lângă comemorări. Parcă eram veșnica mea pomenire. Dar chiar nu puteai să te abții? Trebuia să te sinucizi așa toată ziua, bună ziua? Ce-ai fi făcut în locul meu dacă de câte ori treceai printr-o poieniță, auzeai fiecare cracă și optindu-ți? De mine, atârnă-te de mine, nu reziști. Da, și zici că depresia asta ți se trage de când ai lucrat în arestul miliției? Da, ăla iad, frate, intri om și ești neom. Dacă apuci să ieși, dacă îți dă 10-12 ani, nu mai apuci. De acolo nu există ordine, nu se respectă regulamente, Singurul regulament este pumnul. Și nu există niciun mod în care, mă rog, să le câștig simpatia. La ce ai făcut n-ai nicio șansă. Narcis, te rog frumos, dă-mi și mie cu împrumut ștreangul ăsta al tău. Nu. Trebuie să-mi-l dai. Nu, te rog frumos, trebuie să-mi-l dai. Narcis, dacă tu nu înțelegi că tu ești singurul care înțelegi că eu nu... Nu pot să-l dau, ăsta e semnul de recunoaștere al nostru, al sinucigașilor. Narcis, dar eu nu o să pot suporta dezonoarea, Narcis. Nu o să pot suporta umilința. Mai bine mă spânzuri decât să aștept procesul. Nu, să știi că eu am fost întotdeauna un învingător. Am fost un mic Dumnezeu și acum să îndur umilința asta. Te rog frumos, dă-mi. Potolește-te, potolește-te. Proșeu la pateu. Păi tu crezi că e mai bine dincolo? Eu vin de acolo. Unii se laudă că au fost de 7 ori în Spania. Eu am fost de 7 ori pe lumea elalta. Și să știi că e și durere și întristare. Și suspin. Și nici măcar nu e așa plin de verdeață, cum spune ăștia. Narcis, dar tocmai tu să mă împiedici. Tu care te-ai ales cu ochii ăștia de broscoi de la o spânzurare. Cu ochii ăștia m-am ales când m-a bătut antrenorul după finala pierdută la Tirana. Și nu erau de broscoi, erau expresivi. Dar saltul în cap? Ce salt în cap? Ce-ai nebunit? Dacă săream de la etaj 8, nu mă făceam eu cheeseburger. Mă chema pe mine pasăre, dar nici să sar de la 8. Păi stai puțin și... A, și chelia? Chelia o am tot de la meciul ăla. Depășise în greutate cu 100 de grame și a trebuit să-mi smulg părul din cap pe viu. Albanezii n-aveau nici frizer. Păi atunci... Stai, Narcis, că nu înțeleg atunci... Personalul de videle e cel mai mare criminal în serie de pe căile ferate române. Nimeni n-a scăpat de el. Cum putem să scap eu? Ascultă-mă pe mine. Nimic nu e mai prețios ca viața. Viața e făcută să fie trăită. Stai puțin, atunci asta înseamnă că toate poveștile tale, mă rog, tot ce mi-ai spus... Ia vino. Vino. Mă mai lipesc și eu de câte o fundație. Mai fac câte o cură de Prozac. Mănânc bine de Paști.
Suntem mulți. Că ține, ține. Când nu mai ține, în față la patriarhie, cu mâna întinsă și medalia pe piept. De-abia aștept să fac Parkinson. Narcis. Da. Deocamdată o să-mi fie mai greu, că nu mai am medalia. De ce, ți-au retras-o? Am investit-o. Cum? Sentimental. Scuze-mă, nu pot intra în amănunte. Da. Asta înseamnă că va trebui să-mi port crucea. Haideți, măi, băieți, ce faceți? Aoleu, domnul Crinu, vezi că te caută Violeta, ci că ești programat la canapea. Aoleu, așa este, am uitat în iar. Da. N-ați curățat nimic, măi, copiilor, măi, vai de mine și de mine. Cocoșelule, ai grijă mâine, mămică, la masa de Paști, când servezi borșulețul. Nu întinde primul farfuria ca de obicei, rămâi la urmă. Hai să vezi, are să fie bine. O să mă ocup mai mult de tine. Te-am cam neglijat în ultima vreme. Ai început să slăbești. Să nu te treacă la categoria muscă. Parcă te ocupai de năsel. Să nu mai aud de el. E un bădăran. E un prost crescut. De fapt, niciodată n-am avut noroc la artiști. Mi-amintesc când am fost fată în casă la un scriitor. Știi că și ăștia sunt considerați artiști. Domne, dar ăsta era un bărbat frumos, domnule. Frumos. Da, avea mici probleme. În sfârșit, până la urmă s-a însurat cu asistenta care l-a tratat de micile lui probleme. Da. Da. Ce făceau ăștia, domne? Făceau sex în trei cu un doctor. El să uita. Na. Doctorul? Ei, faci pe prostul cu mine? Scriitorul. Câteodată mă mai uitam și eu să-mi treacă timpul. Hai că mă duc să împudrez cozonacii. Ia stai că era să uit. Ia unde am pus-o, domnule? Aici. Ia uite, mamică. Fii și tu mai atent pe unde îți lași amintirile. A, uite, ce frumusețe de medalie. Am găsit-o în coșul de gunoi. Dar să știi că am șters-o cu spirit. Așa că, ia uite, ți-o pun aici pe scaun. Hai, mă duc să-mi pudrez cozonacii, că cu voi... Medalia Medev, vicecampion balcanic. Nu, că nu pot. Oricâte medicamente aș lua, nu pot să uit. Ce-i asta? Se mișcă? Tata, uite că se mișcă. Ah, iar se mișcă statuia asta. Nu, cred că am luat o razna. Ah, Dumnezeule, ce chin. Păcat că s-a desfințat pedeapsa cu moartea. Aș fi comis o crimă spectaculoasă. L-aș fi împușcat pe directorul meu de la credite și aș fi murit demn în fața plutonului de execuție. S-ar fi scris cărți, s-ar fi făcut filme și poate că aș fi fost reabilitat post-mortem. Așa, nimeni nu știe unde sunt. Mi-e groază, pur și simplu groază să sfârșesc în închisoare. Și pentru ce? Pentru ce? Pentru niște credite pe care le-am dat pe ochi frumoși? Ei, da, recunosc, le-am dat. Pentru un comision pe care l-am luat? Păi l-am luat ca să nu jignesc omul, nu? Să nu-l refuz. Pentru atâta lucru să ajung la închisoare. M-aș întoarce la pompieri. Aș face orice, numai să se șteargă cu buretele tot. Aș da toți banii înapoi, toți. Dar de unde să-i mai dau? Că nu-i mai am, că cea mai mare parte i-am dat mai departe. Uah, ce prost am fost. Ce prost, un dobitoc am fost. Nenorocire! S-a sinucis Narcis.
S-a sinucis Narcis, domnul Crinu. N-auzi, domnule, că s-a sinucis omul. Hai, vino, haide. Haide, Narcis, gata cu joaca, Narcis. Hai că nu mă mai păcălești. Haide, domnule, vino încoace să ne ajuți. Așa, 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 ușurel, 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 cu grijă. Nu mai are puls. E mor de-a binelea. A luat 3 folii de Prozac. Niciun bou nu scăpa. Bou, dragul. Poate că n-a murit de tot. El întotdeauna a scăpat. Hai să-i facem respirație gură la gură. Angelica, nu vezi că e mort? Nu mai respiră. Auleu, unde ai plecat tu, cocoșelule? Hai, domnule, din gură, nu ți-e rușine? Cui m-ai lăsat pe mine, cocoșelule? Cine o să mai curățe mie merișoarele? Cine o să mai zoarbă mie burșulețul? Pentru cine am frământat eu cozonăcei? Pentru cine am stafidit eu pasca? Aoleu, pasca mătii de impostor. Scoană-mă când îți spun, auzi? Ia mai taci, domnule, din gură, n-ai milă. Voi, banchierii, sunteți chiar atât de fără inimă și în fața morții. Narcis, dacă nu te ridici imediat, spun tot, auzi, tot. Gata! Liniștiți-vă! De unde e el acum, nu se mai poate întoarce. Zău? Nici dacă e personalul de videle? De ce, mă, dintre toți doctorii de nebun de pe lumea asta, mai ales tocmai pe mine să mă nenorocești? De ce, mă? Bătă ușurile, mă! De ce, mă, nenorocitule, mă? De ce, mă, avortanule, mă? Mai taci din gură! Frumos vorbești cu un mort și mai zici că ai studii superioare. Obraznică ce ești. Cum ai vrea să vorbesc? Nenorocitul ăsta mi-a distrus cariera, nu înțelegi? Nu-ți dai seama că nenorocitul ăsta mi-a distrus cariera? S-a sinucis de 7 ani, n-are liber și a scăpat! Și acum, în plin tratament sub observație, se sinucide și moare, înțelegi? Moare! Toți o să întrebe unde au fost doctorii, ce au păzit doctorii și doctorii sunt eu! Raul, o să-mi anuleze bursa, înțelegi? O să-mi ia dreptul de a profesa! Ăsta n-a făcut rău niciodată nimănui. Da, da. Ia, liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă puțin. Ia. Narcis? Narcis? Mă, Narcis, mă. La ce oră pleacă personalul de videle? Iască, Dumnezeu, și mai puțin. Ăsta e nebun de-a binelea. Trebuie să ne liniștim puțin, trebuie să ne calmăm puțin. Ca să vedem cum putem face să scăpăm de cadavru, înțelegeți? Să scăpăm de cadavru! Vă rog să faceți cum știți, dar pe mine să nu mă băgați în vreo blestemăție, că eu sunt femeie cu fiica lui Dumnezeu. Eu zic să sunăm mai bine la poliție. No! Angelica, vrei să ne ancheteze ăștia toată noaptea? Angelica, Doamne, n-avea pe nimeni săracul, era singur la părință, era singur. Trebuie să vedem cum facem, să scăpăm de cadavru, da? Raul, tu ai jucat în atâtea tragedii. Ce să făcea cu morții din piese? Depinde. Câteodată regizorul lasă toți morții în scenă și învie toți la aplauze. Violeta! 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 Veniți repede! Veniți repede în grădină! A dispărut statuia! Eu v-am spus că se mișcă, dar nu m-ați crezut! Doamne! A dispărut! Ăsta chiar a nebunit de-a binelea. Nu pot să cred. Ți-e arte de glume. Ți-e arte de glume și ăsta e mort de-a binelea și ți-e arte de statui. Raul, Raul, ascultă-mă puțin. Raul, tu ești mai lucid. Raul, trebuie să găsești o soluție, te rog. Ar fi o piesă cu un subiect asemănător. Arsenic și dantelă veche. În piesa asta, două babe... Ia ești măgar. Îi ajută să moară pe bătrânii care nu mai au pe nimeni pe lume. Și îngroapă în pivniță. Da, noi avem pivnița betonată, domnule. Angelica, du-te după Lopez. N-avem. Îl îngropăm sub Freud. Nu o să-l caute nici dracu. Păi Freud a plecat, nu v-am zis? Termină, domnule, nebunule ce ești.
Îl îngropăm ca pe un câine. Exact, ca pe un câine. Ce faceți aici? Ce faceți? Haideți, haideți, haideți repede. Nu vă pregătiți pentru înviere. Hai mai repede că e târziu. Narcis, ăsta ce face? A dormit? Narcis, hai, hai spală-te că întârziu la înviere. Dar ce s-a întâmplat cu el? Ce e? I s-a făcut rău? Rău de tot. E mort, domnule director. A murit cocoșelul. Nu se poate. Nu se poate, dar ce s-a întâmplat? A înghițit 30 de pastile de Prozac. Niciun bou nu scăpa, bou, dracu. 30 de pastile? Și nata, ce-ai păzit? Unde ți-a stat capul? Cum era să prevăd că o să se sinucidă? Da, era și greu, sigur că da. Domnișoara, doctor are dreptate. Era greu de prevăzut, nu? Că unul care s-a mai sinucis de 7 ori era greu de prevăzut. Eu te-am angajat pe dumneata să recuperezi nervoși. Dumneata, ce faci? Mi-o mori? Cine o să mai vină la o clinică de recuperare nervoasă în care unul din 3 pacienți se sinucide? Da, pardon. Nu m-ai angajat, sunt colaborator extern. N-am nicio responsabilitate. Te privește personal ce faci cu el. Plec! Chiar în momentul ăsta. Foarte bine, n-ai decât să pleci. Știi foarte bine că fără recomandarea mea bursa ta nu mai există. Nu pot să cred că faci una ca asta. Nu pot să cred că faci. Doamne! De ce, Doamne, din atâția românași care au luat drumul Spaniei, te-ai găsit tocmai pe mine să mă întorci din drum? Doamne, Doamne, de ce mă prigonești tocmai pe mine? Eu, care ți-am trimis atâția clienți. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce zic. Iartă-i și mai învie-l odată pe robul tău, Narcis, Doamne. Doamne, dacă m-ai auzit, dă-ne un semn. Ce-i asta? Ce se aude? Faxul? Merge faxul? Faxul ăsta nu a mers niciodată de când l-am luat. Domnul director, citește-o, domne, odată. Da. E de la Ministerul Justiției. În atenția domnului Săndoi Crinu Laurean, vă comunicăm prin prezenta că în dosarul dumneavoastră s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Cum? Am scăpat! Am scăpat! Ah, Doamne! Trăiască justiția română! Nu se poate, nu se poate, dar ce se întâmplă cu faxul ăsta? Nu, nu, nebunim cu toții, nu, trebuie să fie vreo glumă, ceva. Vine glume, Doamne. Citește, domnule, odată. Ministerul Culturii. În atenția maestrului Raul Dragobete. Avem plăcerea să vă invităm să jucați rolul titular din spectacolul Hamlet de William Shakespeare. Prea târziu. Cum, Raul? Maestre Raul, chiar ai puterea să refuzi Hamlet? Ești mare, domnule, ești mare. Eu n-am fost în stare să refuz un credit și era să mă distrug. Prima zi când ajung la bancă, fac o fundație pentru ajutorarea actorilor care au refuzat Hamlet. Bravo! Ha? Bravo, da, acum că am terminat și cu proiectele mărețe, să nu uităm totuși că avem de dus la bun sfârșit un proiect mai ter-a-ter. Angelica, hai, după lopeți. Doamne, hai mila de noi, nu merg nicăieri, măi, obraznic-o. Angelica. Federația Română de Box. Îl mai citim sau îl îngropăm cu faxul? Citește. Dar mai repede că ne apucă dimineața și ne închetează ăștia toată noaptea. Da. Stimate domnule Narcis Pasăre, vă aducem la cunoștință cu o întârziere de 40 de ani că Federația de Box din Albania a hotărât să vă acorde revanșa. Doamne! Doamne, minune, Doamne! Mișcă! Okay. Narcis! Ce?
mișcă, am viat. Am ajuns deja în rai. Sfinte Gheorghe, tu ești? Nu, Narcis, eu sunt Raul. Cucușelule, ai înviat, mămică. Maria Magdalena. Narcis. M-ai cunoscut, cucușelule. Narcis. Sfântă ferească Dumnezeu. Sunt tot pe pământ. Narcis, Narcis, trăiești, campionul meu. Trăiești după 30 de pastile de Prozac. 30 de pastile, nici o bolă. 31 decembrie 1995. Expirate, domnule director, expirate. Pentru a opta oară. Să fie oare cu putință? Narcis, 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 de data asta chiar te-ai sinucis. Dar să știi că nu te-am crezut. Iartă-mă, dar să știi că n-am spus nimic nimănui. Nu le-am spus nimic. Narcis, ai auzit când am citit faxul? Ai câștigat, norocosule, ai câștigat finala. Au recunoscut că te-au furat arbitrii. Eu am simțit că am câștigat încă de atunci. Eu când intram în ring, începeam să spun în gând tabla mulțirii. De obicei, pe la 5 ori 6 mi se rupea filmul. În meciul ăla am ajuns până la 7 ori 8. Asta însemna că am terminat în picioare, dar n-am fost sigur de victorie. Ai câștigat, ai câștigat. Măi, Narcis, mă, ce faci de mâine încolo, a? Ai vreun angajament pe undeva? În față la patriarhie, cu mâna întinsă. Măi, ce patriarhie, măi? De mâine ești garda mea de corp, a? Am nevoie de o gardă de corp. Măi, Violeta, ce-ar fi să renunți tu la Spania? Nu, că te angajezi și pe tine la mine la bancă. Pe ce post? Cum pe ce post? Psihanalist de credite. Când vine un client să ceară un credit, îl întindem frumos pe canapea și luăm la întrebări. Când eu de business plan, când tu de mătuși. Dar ce, există așa ceva? Ce, psihanalist de credite? Da. Păi nu există, dar inventez eu. Păi ce crezi? Bravo. Și atunci? O să vedem dacă e de bună credință sau nu. Hai că ai înțeles, fișa postului. Bravo. Cu tine, Raul, am rezolvat. Te numesc membru fondator și președintele Fundației de Întrajutorare a Actorilor. Mă rog, în general așa, nu numai aia care n-au jucat Hamlet. Și vă donez 1 miliard. Joci ce rol vrei. Prea târziu. Unde ești, director? Da. Măi, da. Directore, măi, director. Păi să știi că te angajezi și pe dumneata la bancă. Păi ce să fac eu la bancă? Măi, te angajezi pentru oia care fac infarct când află ce dobânzi au de plătit. Le faci certificatul de deces pe loc. Minunat! Mie întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu morții. Domnul Crino? Da. Păi dar cu mine cum rămâne, domnule, dacă plecați toți la bancă? Păi te luăm și pe dumneata, madame Angelica, la cantina băncii. Da, te plătim regește, să știi. Domnule, oricâte concursuri am dat, n-am reușit să angajăm o bucătărează ca lumea. Bravo, domnul Crino! Am fost și suntem neprețuiți. Bravo, Angelica. Nu, stați puțin, stați că mi-am adus aminte, nu stați, că avem o problemă. Ce problemă? Nu, că există o singură problemă. Ce s-a întâmplat? Păi cum treceți voi de secretara mea? Păi bătem step. Bună gluma asta, bună la... Bună la... Bravo! Nu? Am fost și suntem neprețuiți. Bravo! Foarte bine. Vai de mine. Ce? Vai de mine, băieți. A venit un procuror de la București. Aoleu, sunt terminat. Ăsta mă arestează. Seamănă cu statuia lui Freud. Nu să știți că eu sunt nebun. Vă statui peste tot care se mișcă. Peste tot, uitați-vă aia finiștea. Nu mă puteți aresta, vă rog frumos. Nu mă puteți aresta. Violeta, spune-i tu că sunt nebun. Mă ritați din gură, domnule. Asta chiar e Freud. A înviat statuia.
Care din voi e directorul? Eu. Poftiți dosarul. Dosarul meu. Pentru internare. Ați ascultat Clinica de Adrian Lustig, spectacol radiofonic realizat în colaborare cu Teatrul de Comedie din București. Distribuția a fost următoarea: Raul Dragobete, actor; Valentin Teodosiu; Narcis Pasăre, fost boxer; George Mihăiță; Crinu Săndoi, bancher; Florin Dobrovici; Violeta Drăghici, psihiatru; Delia Seceleanu; Angelica, bucătăreasă; Virginia Mirea; directorul, Șerban Georgevici; redactori, Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu; regia de studio, Renata Rusu; coloana sonoră, Vasile Manta; muzica originală, Vasile Shirley; regia artistică, Aurel Palade; producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie.